Roșii albaștri s-au impus în weekend cu 5-1 în fața celor de la Metalul Buzău. Toate golurile stele au fost marcate după pauză. Andrei Antohi a reușit un gol și două asisturi, iar Florin Răzdan a marcat o dublă în partida cu Buzău. Cei doi sunt golgheterii stelei în campionat. A fost ultimul amical înainte de meciul cu Dinamo. Suntem fericiți că am reușit să întoarcem scorul și să ne arătăm valoarea. Ați descătușat în a doua repriză. Da, da, ne-am încălzit un pic mai greu, e frig afară. Da, nu, se cunoaște că lucrăm la antrenamente. Ne dorim foarte mult să marcăm goluri din ce în ce mai multe. În cele 5 partide de pregătire, jucătorii lui Daniel Oprița au obținut 4 victorii și un rezultat de egalitate. Toate aceste meciuri au avut loc în fața unor echipe din Liga a 3-a și a 2-a din România. Ați păstrat goluri pentru meciurile oficiale? Avem goluri pentru toate meciurile și oficiale. După aia în play-off, baraj, avem goluri. Cine iese goal-getter? N-are importanță, ați văzut și azi, o are el, mi-o dă mie, o am eu, eu dau lui și tot așa jucăm toți, nu contează cine dă mai multe goluri. Formăm un grup foarte unit, formăm o forță foarte mare, suntem o familie și cu siguranță de la an la an asta ne dorim din ce să promovăm. Cel mai frumos gol al partidei însă i-a aparținut fundașului Cosmin Mihai, un jucător care a început fotbalul la Universitatea Craiova. Jocul te duce în orice poziție, trebuie să marchezi dacă ești în fața porții. Am văzut că Daniel Oprița te folosește și fundaș central și fundaș stânga. De când sunt de la juniorat am jucat și fundaș stânga și fundaș central, joc unde vrea domn profesor. Ușor echipa va urca în eșaloanele superioare. Fără nicio problemă, eu zic că până Liga a doua n-avem probleme.